Mandatul nostru este de a proclama cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului, dar începând cu țara în care suntem așezați. Care e responsabilitatea noastră? Vreau să prezint Luca 24, versetul 47. Și se propovădească tuturor neamurilor. Fiți atenți, tuturor neamurilor. Din nou. Și unde? Care e prioritate? Neamul tău. Avem responsabilitatea față de neamul românesc, ca cetățenii ai împărăției, să proclamăm în neamul nostru ce? În numele Lui. Deci sub autoritatea Lui. Nu în numele unei succesiuni apostolice, imaginare sau reale, ci în numele Lui Iisus, nici măcar în numele unei confesiuni, ce să proclamăm? Pocăința și iertarea păcatelor. Deci trebuie în generația actuală, în neamul românesc, să proclamăm în numele Lui Iisus pocăința și iertarea păcatelor. Această învățătură nu este o învățătură sectară. Această învățătură este un mandat cristocentric. Un mandat cristic. Noi trebuie să proclamăm. E responsabilitatea noastră. Și după ce ai proclamat pocăință și iertarea păcatelor, trebuie să proclamăm că împărăția înseamnă formarea omului, omului cristic. Pentru că noi, dacă noi suntem exact ca ceilalți, unde suntem ca oamenii împărăției? Eu cred că atunci când oamenii în care se vede împărăția vor atinge un prag critic, un număr critic într-o națiune, acea națiune va exploda. Mai mult, trebuie să ne rugăm pentru autoritățile din România. Nu avem voie să fim indiferenți. Indiferența este ucigătoare. De aceea trebuie să ne rugăm pentru autorități. Deci, înainte de toate, faceți rugăciuni pentru împărați. Deci, și dacă nu-ți place, trebuie să te rogi. Și să nu uităm, repet, cele patru funcții cele mai importante din statul român. Suntem obligați să ne rugăm pentru președintele României, pentru președintele Senatului, a doua funcție, pentru președintele Camerei Deputaților, a treia funcție și pentru primul ministru, a patra funcție. Înainte de toate să ne rugăm. Asta nu o facem. Este în Timotei, înainte de toate faceți rugăciuni pentru... Și mulțumiri pentru toți oamenii. Responsabilitate, rugăciune poți și apoi implicare la nivelul competențelor tale. Deci dacă nu avem competențe, suntem în banca noastră. Face mai mult rău decât bine. Și dacă ai competențe și nu te implici, vei da socoteală de faptul că n-ai folosit competența ta pentru binele națiunii tale. Ce trebuie să facem pentru țara noastră ca și copii ai lui Dumnezeu? Trebuie să iubim România și să ne dorim ca românii să-L cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iubim țara într-un mod în care nu arată de fapt fanatismul nostru, ci ne arată de fapt că prețuim faptul că Dumnezeu ne-a așezat în această țară. Și unul din lucrurile importante care ne arată că suntem patrioți și dovedesc că suntem patrioți, în primul rând, este să ne rugăm pentru țara noastră. În al doilea rând, să ne dorim lucrurile care Dumnezeu le-a promis cu privire la țara noastră, cu privire la locul în care sunt copiii lui Dumnezeu, în care există Biserica lui Hristos. Și sunt promisiunile lui Dumnezeu care trebuie să ne rugăm și să le dorim pentru țara noastră.